Bine ați venit! Puteți lua loc! Începe Pitch Tananana cu Adrian Burlacu. Bună seara, bine ați venit la Pitch Tananana cu Adrian Burlacu. În seara aceasta avem invitat pe Alin Niță, unul dintre fondatorii 5 Plus Solutions, o agenție de marketing digital, spun corect? Este, sau chiar mai mult? Este chiar mai mult. Este, spune-ne tu. Mulțumesc pentru invitație. Da, este mult mai mult. De fapt, cu ce am început nu a fost cu marketingul digital, a fost cu dezvoltarea de aplicații de business, document management, automatizări de procese și practic ne uitam în interiorul organizației. Asta era în acum? Acum, anul acesta se împlinesc 15 ani de când am fondat această firmă împreună cu încă 4 prieteni. Firma se numește și acum 5 Plus, de la acel 5 temerari pe care am fost. Și în 10 negri mititei am rămas 3 fondatori în acest moment. Deci acum ar trebui să fie 3 plus. Dar a rămas 5 plus. Este important plusul. Este important plusul. 15 ani pe piața de online nu e puțin lucru. Înseamnă că ai prins toate trendurile și în sus și în jos și pe toate direcțiile de dezvoltare, nu-i așa? Contează foarte mult să trăiești toate aceste experiențe, mai ales că și înainte de a fonda această firmă am avut expertiză tot în acest domeniu de IT, însă contează foarte mult și provocările prin care treci, că degeaba trec și gâsca prin apă dacă nu se lipește ceva de tine. Categoric. Hai să le zicem, vreau să le spun oamenilor de ce am vrut să te am invitat în seara asta, pentru că încă suntem sub umbra anului trecut și s-a văzut foarte clar că online-ul a avut un rol foarte important în a salva anumite business-uri și pentru că tot așa, m-am ocupat de o agenție de comunicare mulți ani de zile și dacă vorbim de nivelul anilor 2013-2014, chiar și un pic mai spre 2020, bugetele de online au crescut cu siguranță de la an la an, dar au fost perioade în care erau considerate ca niște bani în plus care trebuiau cheltuiți și apoi dintr-o dată totul a explodat. Dar sunt foarte mulți antreprenori la început de drum sau la un nivel mediu, care încă nu acordă destul de multă atenție. Sau, dacă o acordă, nu știu încă exact cum să utilizeze acest canal, aceste canale, că deja mi se pare că marketingul online este exact, când te duci și spui cuiva că faci marketing online, este ca și cum sunt acei oameni care se pricep la IT și dacă te pricepi la IT, poți să faci și rețele, poți să faci și hardware și software și mai departe. Băiețelul ăla cu ochelari care este în spate să-mi facă și mie postarea respectivă pe exact, Facebook. Exact, exact. Ei, asta totdeauna e o discuție continuă, mai ales despre social media și tot ce înseamnă marketingul în social media legat de cine trebuie să se ocupe și cum trebuie să se ocupe și e o epopee fără sfârșit, mai ales în zona de antreprenori mici și business-uri mici sau business-uri medii, pentru că e complicat să aloci resurse. Cum ai văzut evoluția asta din 2013 până înainte de anul trecut, până în 2019, la nivel de bugete și de atenție pe care au dat-o oamenii în online? Dacă iau în considerare că acum aproximativ 12 ani am deschis această zonă de marketing online, este clar că am trecut peste tendințele și peste tendințe și peste provocările din 2008, în care ne-a dat un semnal destul de puternic viața. Pot spune că dacă la început nu te uitai cu mare atenție înspre a cheltui eficient banii, da, am niște bani, da, trebuie să-i cheltuiesc pentru că ori este la modă, ori că așa trebuie să fac și nici nu mai contează câți bani bag în astfel de campanii. În timp s-a văzut că oamenii au început să fie mai educați. Când zic educați, zic a primi acel ABC sau avea acel ABC, fie de la specialiști, fie din interior, în care să le comunice că există și obiective pe care trebuie să le iei în considerare,
există și un return a ceea ce investești și să bage mai cu cap banii în așa ceva. Deci dacă la început poți spune că banii erau poate, și cred că așa simt, erau mai, chiar mai mulți băgați în publicitate, dar mai multe companiile mari în timp discern cumva mai bine cum să aloce acești bani în canale de promovare. Pe de o parte, și mă gândesc că acum, cum ai spus și tu, 2008-2009 până în 2013, nici nu erau atât de multe canale, nu erau atât de multe medii în care să te duci. Unul din lucrurile pe care le văd acum foarte mult este că există o confuzie la nivel de mediu pe care să-l ataci, platforma pe care să o ataci, în raport cu publicul pe care îl găsești acolo. Dacă e sau dacă nu e publicul brandului tău, cum îți dai seama de treaba asta? Cum reușești să faci partea de KPI, cum îi spunem noi, partea de măsurare? Iar aici a rămas în continuare, și văd treaba asta, a rămas în continuare cumva ideea că orice leu cheltuit în promovare online trebuie obligatoriu să se regăsească într-o balanță de vânzări. Și este acea urgență a vânzărilor. Adică astăzi am dat drumul la campanie, ți s-a întâmplat să dai drumul la o campanie și să te sune seara clientul să-ți spună n-am vândut nimic încă? Parcă m-ai ascultat, chiar ieri am avut o astfel de discuție referitor la investiție pe o lună de zile în campanii și de ce am investit atât și nu mi s-au întors rezultatele așteptate de mine, cumva. Răspunsul poate să fie și altfel, depinde și pe ce perioadă de timp te uiți. Pot să spun cum gândim noi anumite proiecte, dar poți să te gândești că o investiție pe care o ai acum, la început, implică mult mai multe lucruri de așezat în campaniile respective, inclusiv să-ți configurezi bine conturile, inclusiv să te uiți dacă ai un funnel bun de achiziție, să-ți corectezi anumite lucruri, poate site-ul tău nu este bine pus la punct. Odată ce pornești la drum cu toată această investiție, este clar că o investiție mai mare la început. Investiție în care trebuie să ai oarecum și răbdare ca lucrurile să se întâmple. Depinde și aici, într-adevăr, pe ce canale vorbim. Spuneai pe ce canale să mergi sau cum îți dai seama că este un canal potrivit pe care să mergi. Noi privim destul de, poate mult mai adânc, ideea asta care este canalul pe care ți se potrivește cel mai bine. Pentru că dacă ar fi să trecem așa rapid în ceea ce înseamnă marketing online, de fapt și simplist, este că pleci de la un site sau de la un landing page în care îți afișezi informațiile. Este partea de bază. Dar ce faci mai departe? Mai departe poți să-l ții în sertar și să te aștepți ca lumea să știe de acel site și să vină el către tine, sau poți să-l scoți din sertar și să-l vânturi cumva în zonele în care se află potențialii tăi clienți. Cum poți să faci asta? Păi poți să faci pe termen scurt, pe termen lung, cu rezultate rapide, cu rezultate puțin mai îndepărtate, dar dacă tu nu ai, dacă pleci de la zero și considerăm că n-ai nici branding făcut, nu ai o imagine în piață în care să atragă spre site-ul tău, atunci trebuie să te uiți la mult mai multe lucruri în același timp. Țin minte, cred că era 2007 sau 2008, era o perioadă în care eram editor online pentru FHM România. Iar oamenii de acolo nu aveau nicio străbatere, nu credeau deloc în faptul că acea revistă poate să existe și online sau ar trebui să aibă un site. Și era o revistă internațională care în România avea pentru online un singur om, adică eu, care se ocupa de tot ce înseamnă conținutul de pe site-ul respectiv. Între timp am impresia că nici nu mai sunt pe piața din România. E un lucru cu care m-am tot întâlnit și, așa cum spuneai și tu, de care m-am lovit. Pe de o parte, a fost o chestiune refractară cumva, inclusiv a clienților, inclusiv a agențiilor de publicitate, care erau tributare acelui tip de organizare a campaniilor de tip ATL, știi? TV, radio, print, outdoor, presă scrisă eventual, PR. Și acolo se oprea. Și online-ul inițial a fost
hai să punem niște bugete pe online. După aia a fost interesant, a fost, ții minte perioada 2010-2011, când era acea goană după like-urile pe Facebook? Da. Era perioada în care platforma îți permitea să faci aplicații care să facă page takeover, erau direct pe landing page-ul de paginii, al brandului, puteai să pui aplicația direct acolo. Și făceai o aplicație o săptămână și câștigai 6.000, 7.000, 8.000 de like-uri. Era o nebunie. Pe vremea era o chestie ușor de făcut și cu nu erau bani foarte mulți de cheltuit. Acum, ca să mai aduni 6.000 de like-uri într-o pagină, nu mai cheltui 300 de euro, cheltui mult mai mult. Sau să fie cu impact. Sau să fie cu impact. Iar acum, între timp, agențiile de comunicare, dar chiar și clienții, au început foarte mult să meargă în această zonă de content creators, de storytellers, de comunități, să vadă cum își pot crește și menține comunitățile. Comunitățile la rândul lor s-au spart în comunități, microcomunități și așa mai departe. Adică deja e foarte greu să decizi unde îți duci banii, că dacă ești un brand sau ai un produs care e cumva mass market, e foarte complicat să alegi, nu? Și aici intervine probabil rolul specialistului. Aș vrea să-ți dau un exemplu referitor la ceea ce ai spus pe partea de revistă. Este o experiență interesantă pe care o am. Este un partener al meu din zona de media de asigurări. Dar mi-a plăcut foarte mult cum a abordat. Zic partener, deși la foarte mulți parteneri cu care începem să lucrăm ceva, ajungem să fim de multe ori prieteni. Am văzut și înainte de pandemie pusă această problemă a revistei online. Mi-a plăcut extrem de mult că o trecere de la o medie sau de o agenție, o companie care are partea de offline pusă la punct cu reviste trimise către piața țintă, în momentul în care ai trecut pe online și poți să integrezi în ea atât conținut video cu trimitere către un YouTube, că poți să pui podcasturi, că poți să pui un conținut mult mai amplu decât îți permite hârtia, ești mult mai aproape de piața ta și de cititorii tăi. Hai să facem o pauză și după aia, apropo de conținut, pentru că aici este un lucru cu care se confruntă foarte mulți antreprenori în a alege conținutul corect pentru platforma corectă și pentru publicul lor, și aș fi vrut să vorbim puțin despre de treaba asta, dar revenim imediat. Pitch Tananana sau Antreprenoriat la îndemână.
Pitch Tananana, emisiune de cultură antreprenorială cu Adrian Burlacu. Ta-na-na-na. În fiecare miercuri seară la... Ne-am întors cu Alin Niță, fondator 5 Plus Solutions, și vorbeam despre parte de conținut în online. Și că, exact cum ai spus, duci o revistă din offline, o duci în online sau începi să faci conținut online, după aia ai fiecare platformă cu formatarea ei de conținut, care e importantă, ai un anumit tip de imagini pentru Instagram, un anumit tip de imagini pentru Facebook, un anumit tip de conținut pentru YouTube care e video, după care ai podcasturi, adică deja când punem la socoteală toate costurile de producție și de generare a acestui conținut, online-ul nu mai e deloc un canal nici de neglijat, dar nici ieftin. Nu-i așa? Și atunci, cum își poate alege un antreprenor tipul de conținut pe care îl poate genera? Există, să zicem, un cal câștigător? Și că trebuie să recunoști că toată lumea te întreabă treaba asta. Ok, bun, și ce facem? Care e conținutul care îmi va livra? Cum îl aleg? Da, nu pot să spun că este un răspuns simplu. Dar nici nu pot să spun că depinde foarte mult. Pe de altă parte, trebuie să te gândești la obiectivele pe care le ai. Dacă privim că un conținut text este foarte bun, că îl poate citi potențialul tău client, trebuie să te gândești că este bun și pentru creșterea organică, pentru SEO. Și pentru că sunt și acolo diverse activități, astfel încât conținutul tău pe care îl pui pe un blog sau care îl pui în site sau cine știe pe unde, în niște postări, poate să ducă la o creștere organică după anumite cuvinte cheie ale site-ului tău. Dacă te uiți la tendințe și vezi că este o explozie în ceea ce privește partea de video, acest conținut video, iată că este, joacă un rol extrem de important, mai ales în a spune că YouTube are o legătură extrem de strânsă cu Google, da? Și te bagă în seamă într-un anumit fel, dar pe de altă parte, imaginile acestea video contează foarte mult. Pe de altă parte, dacă targetul tău, de exemplu, merge foarte mult cu, nu știu, dau un exemplu, cu mașina, da? Este foarte bine să te gândești la un conținut de tip podcast. De ce nu? Poate sunt persoane care vor într-o deplasare să asculte anumite recomandări. Este un conținut. Deci până la urmă ideea de a alege conținutul este, nu scăpăm în a ne uita la client. Cine este clientul meu? Care este comportamentul clientului meu? Cum are el acces la informații cel mai facil? Da? Am în minte un scenariu de proiect pe care unei companii care vindea la foarte mult în zona rurală. Rurală mai mult la fermieri produse. E clar că și acolo trebuie să te uiți la conținut. Poate că dacă mergi pe un conținut care tu consideri că da, este la modă și dedici efort în acea direcție, să nu valoreze mai nimic pentru acel potențial client al tău. Pentru clienții, da. Deci e foarte important să te uiți la client, unde este el, cum accesează el informația. Legat de costuri, acum sunt costuri de la mic la mare. Dacă te exprimi natural, poate și la nivel de text, posibil să ai în echipa ta oameni care cărora să le placă să scrie o postare. Este tot un conținut pe care poate să-l publice pe rețele de socializare. Să fie la îndemâna voastră, de mâna clientului și să nu apeleze la un specialist. Pe partea de YouTube, sigur că dacă implici un video de calitate, va conta mai mult. Dar dacă ai un telefon și vrea să transmiți rapid anumite informații pe care să le postezi în canale de socializare sau să faci un live de la zona respectivă, s-ar putea să fie ceva la îndemână pe care să ai. Deci și costurile acestea pot să plece de la mic la mare și în funcție de obiectivele pe care tu le ai și de imaginea pe care vrei să o creezi în piață. De asta spun că nu neapărat depinde, dar trebuie corelate. În general, obiectivele antreprenorilor atunci când pleacă în campanii online sunt preponderent de vânzări. Mare parte sunt de vânzări și sunt de, numai că sunt de vânzări, sunt de vânzări cumva imediate. Cum spuneai, într-o săptămână, în câteva zile. Hai să începem să vindem. Cum a fost 2020? Teoretic, în momentul în care am intrat cu toții în casă, ar trebui să vă zbârnie telefoanele. Nu pot spune că au zbârnit telefoanele pentru că s-au întâmplat câteva lucruri. În momentul în care din martie
a început această perioadă, încă a fost o bulversală la nivel de a acționa. Pe de altă parte, clienți care erau preponderent în offline încă n-au resimțit din prima că o să pice atât de tare și încă nu s-au dezmeticit decât vreo două luni după, când s-au uitat și au zis așa: opa, nu am investit în nici măcar în site-ul meu, nici măcar de ani de zile, nu cred că l-a șters cineva de praf, dar vreau să fac lucruri. Partea de educație. Au constatat că nu au acea bază în a ști ce să ceară unui specialist și este o problemă. Toate lucrurile astea au durat și durează în continuare, le resimt. Au durat destul de mult. Presupun că să optimizezi un site care a fost făcut acum 5-6 ani și a updatat câte o știre din când în când, e complicat. E mult prea complicat. Noi analizele pe care le facem sunt mult mai profunde, iar în momentul în care îi faci un audit referitor la site, că îi faci la user experience sau că faci la un audit de tip SEO, să vezi, nu știu, încărcarea site-ului, problemele pe care le are, ce bariere ar putea să le aibă pentru a fi valid ca să poți să-i faci campanii de promovare pe el, poate că 90% din cazuri te duci către ideea: îmi pare rău, dar trebuie să refacem site-ul ca să putem avea o premiză bună de a face promovare ulterior. Pentru că altfel aruncăm efectiv bani pe geam dacă începem să logram sub forma aceasta. Deci multe din astfel de proiecte a trebuit să ne reîntoarcem cumva la ideea de ABC, ce înseamnă online-ul, cum funcționează, cum ar trebui să te gândești la așteptări, ce obiective. N-ai obiective? Deci s-ar putea că n-ai obiective, pentru că în offline poate că obiectivele tale erau cu totul altele. Haideți să ne gândim puțin din perspectiva online-ului la obiective. Ei, toate lucrurile astea, să știi că au ținut de un proces. De un proces la mulți din clienții noștri. Adică v-ați asumat cumva și partea asta de educație. Hai să o luăm de la capăt, hai să înțelegem cumva la ce așteptări putem să avem dincolo de așteptările pe care ți le setezi, că nu poți peste noapte să faci din nimic să ai același model ca în offline. Am o întrebare pentru toți antreprenorii care vin aici. Ții minte prima vânzare? Au trecut mulți ani, dar o ții minte? Da, o ții minte și vreau să spun că a fost făcută bazată pe relații. Bazată pe relație, nu bazată pe vânzare directă. Și mi-amintesc, într-adevăr, cât a contat și cât contează să te ajute cineva de la bun început să-ți dea girul, ca pe urmă să ai și energia respectivă, să duci mai departe proiectele pe care le ai. Pentru noi asta a fost printre primele vânzări. Asta e o chestiune pe care o întreb mereu și fiecare antreprenor care a fost aici în studio știe prima vânzare, o știe la nivel de cât a fost, cum s-a întâmplat, unde, când, toate detaliile. Da. Dar bine, la voi acum 15 ani a trecut ceva vreme, de atunci s-au acumulat multe, multe alte vânzări. Da. Făceam referire la anii de la început, când segmentul de pe care am acționat mult timp și acționăm și în continuare pe document management, a fost un segment cu foarte multă educație pe care trebuie să o facem în piață. Foarte multă educație. Deci asta înseamnă că pentru a deschide ochii cuiva cât este de avantajos, cum să pui problema, cum să abordezi, trebuie să explici destul de mult. În momentul în care am inițiat cu echipa partea de marketing online, ne-am bucurat foarte mult că lumea a fost puțin mai educată în zona asta și au venit lucrurile fără să investim atât de mult timp în educație. Ei, iată că trec anii și constatăm că este ca o sechelă partea asta de educație. Nu poți să o faci dacă nu acorzi și consultanță în a înțelege clientul destul de multe, de multe lucruri și de cele mai multe ori, crede-mă că avem ore întregi în care stăm la discuție cu clientul pentru că simțim că acel ABC, ne uităm la așteptări și la obiective, dar nu avem ABC-ul ce înseamnă mediul online, cum trebuie să te valorifici în mediul online, de ce îți mai trebuie și alte componente. Deci răspunsul e da, îți trebuie multă educație. Apropo de treaba asta, din experiența voastră, am putea face un top, nu știu, 3 sau 5 greșeli cele mai frecvente care se întâmplă, pe care le fac antreprenorii online? În primul rând că nu setează obiective. Obiectivele sunt importante ca să te poți raporta la ele. Obiectivele, evident, au legătură și cu așteptările pe care le are. Dacă ele nu sunt comunicate, nu le știe sau nu sunt comunicate, poți oricând să o iei pe căi greșite și pentru tine să fie bine și, într-adevăr, să vezi niște performanțe extraordinare,
iar clientul să nu le vadă. Obiectivele, pe de o parte, nu le știe, le setează cumva în necorelație cu platforma, nu? Obiectivele sunt și din a extrapola destul de mult. Eu mi-aș dori să fie acolo anumite lucruri și asta, într-adevăr, este o problemă pentru că nu-și corelează cu potențialul pe care îl are. Alte obiective, nici măcar nu știe să și le definească. Acele obiective de tip vreau și o să vând mai mult decât ce, mai mult cât. Deci ideea că vreau să-mi fie mai bine este clar că nu este un obiectiv palpabil pe care tu să poți să-l calculezi. De exemplu, în momentul în care un client îți spune că obiectivul meu este să vând 10 echipamente pe 3 luni, care costă 100 de euro, iar marja mea este de 20 de euro, este un obiectiv mult mai apropiat și atunci te ajută și pe tine să te uiți în spate atunci când faci analize, să vezi că rata de conversie nu este potrivită, nu e bine să te duci mai mult de atâta, pentru că, pe când dacă nu ți comunică toate lucrurile acestea, și apropo de greșeli, este un lucru care îl întâlnim, nu spune mai mult agenției, pentru că de ce să-i dau eu atât de multe informații, că sunt țin de bucătăria mea. Dacă privește agenția de marketing online ca fiind furnizorul ăla sau acela pe care, în care trebuie să facă numai anumite activități, este băieții fals. Băieții cu Google-ul. Exact. Trebuie să privească puțin mai mult. Este parte din echipa pe care o are și dacă nu-i comunici lucrurile astea, nu te poate ajuta foarte mult. Adevărul e că într-un mediu atât de dinamic, relația cu agenția ar trebui să fie una extrem de personală și una aproape, bine, asta înseamnă cu foarte mult efort din partea voastră, dar e o relație care se duce în fiecare zi. Sunt trenduri, sunt macroevenimente sociale, sunt în funcție de strategia pe care o are un client sau altul, fiecare zi ar trebui să sune telefonul, să-ți mai spună cineva ceva, mai mult decât hai să vindem mai mult, cum ai spus tu, știi? Da. Deci ai spus obiectivele ar fi una din greșeli. Nu sunt setate, fie nu-s deloc, fie nu sunt setate corect. Corect. Al doilea, ai spus că nu dau mai mult din casă, adică nu dau mai multe informații astfel încât campaniile să fie bine făcute. Eu la asta aș adăuga, pe lângă faptul că ei nu spun mai mult, de multe ori nici nu știu. Mulți antreprenori nici nu au o imagine foarte, foarte conturată, de exemplu, a publicului țintă. Sau nu privesc publicul țintă așa cum îl privim noi din perspectiva de marketing, însemnând demografic, sociografic, cultural și așa mai departe, de unde să-și extragă insight-uri. Asta cumva e tot treaba agențiilor sau tot treaba unui expert în comunicare și în marketing să vină cu o soluție, dar dacă nu ai nici măcar un tablou conturat, o schiță conturată a publicului target, atunci ți-e foarte greu să o faci, să o construiești. Corect. Și un alt element ar putea să fie și ideea de răbdare. Răbdare corelată cu înțelegerea ceea ce se întâmplă în mediul online. Dacă vrei peste noapte anumite realizări, să știi că, nu zic, poate că sunt, dar depinde și de costurile pe care le implică, dar pe de altă parte e greu să faci ceva performanță dacă nu ai răbdare și nu aștepți să se întâmple lucrurile cum nativ ar trebui să se întâmple. Așteaptă să fie optimizată o campanie, așteaptă să se vadă echipele, nu știu, dau un exemplu, cuvintele cheie, de exemplu, care sunt negative și care îți mănâncă destul de mult din buget. Așteaptă, ai puțină răbdare ca lucrurile să se întâmple și ai încredere până la urmă și în agenția pe care ți-ai ales-o și cu care colaborezi. Sunt banii tăi, sunt de acord cu tine, dar până la urmă are același interes ca ție să-ți meargă campaniile bine, să performeze. Da, bine, aici intervine preconcepția legată de banii investiți în online, care este în felul următor. Pun astăzi banii și ar trebui să se vadă în vânzări în câteva zile. Sau, da, eu am un buget de 100 de euro sau de 100 de lei pe zi, nici nu contează, e irrelevant. Am un buget de 100 de lei pe zi pentru campanii de Google Search, să zicem, și mi-intră pe site un număr de oameni, dar din oamenii ăștia nimeni n-a cumpărat. Înseamnă că nu e publicul care trebuie sau înseamnă că nu livrează cum ar trebui. Și atunci aici intervine acel diagnostic complet, nu? Și al site-ului și al landing page-ului și al...
Hai să-ți dau un exemplu. Conținutului. Să-ți dau un exemplu concret. Am făcut o campanie pentru un client, pentru anumite produse care nu au avut rezultate în vânzări. Chiar n-au avut rezultate în vânzări. Și a fost destul de supărat clientul, păi adică am investit atâția bani și mie nu mi-a returnat decât două vânzări în care, nu știu, dau un exemplu, am investit 500 de euro și am câștigat 50 de euro. Nu este o campanie performantă. Analizând campania din perspectiva specialiștilor și împreună cu ei, am constatat că unde dai și unde crapă. Promovând acel produs care, într-adevăr, nu avea căutare pe piață, o să pui și pe vremuri pandemice și pe ce vrei, s-a constatat că alte produse colaterale au fost mult mai căutate. Și atunci poți să-ți muți focusul în alte direcții. Pe de altă parte, poți să constați și prin aceste campanii că anumite idei pe care tu le ai că este un produs vandabil pe piață, piața să nu ți le valideze. Este și asta important. Da, da, da. Validarea pieței este importantă și e o anumită balanță de vânzări care începe să funcționeze ca să-ți valideze o idee. O vânzare nu e suficientă, 10 nu sunt suficiente, depinde de piața pe care o ai, așa este. O mai luăm o dată. Ai spus așa, fără obiective, fără a da toate informațiile, răbdarea, această preconcepție. Mai e vreo greșeală pe care o fac și după aia, ca să nu fim așa, vorbim și luăm o pauză și vorbim și despre lucrurile bune. Știi? Partea de investiție. Nu poți să te aștepți cu fără investiție să obții lucruri. Nu este ok. Deci trebuie să te gândești. Investiția, iarăși, e o discuție aprinsă și în discuțiile pe care le am eu cu clienții pe care îi consiliez, le spun mereu, nu calculați campania de acum ca și investiție. Gândiți-vă la consecvențe, că de fapt on-off, azi facem, mâine nu, poi mâine facem, după aia mai facem peste o lună, nu, este ca și cum ai arunca o picătură în ocean. Și le zic mereu, gândiți-vă că ați face presă scrisă și faci un articol pe lună, într-un ziar cotidian. Cât impact poate să aibă un articol pe lună într-un ziar cotidian? Care are 30 de pagini și care are 30 de ediții sau 20 de ediții pe lună. Foarte puțin. La fel și online. Dacă facem o campanie de o săptămână acum, după care mai facem pauză vreo 2-3 luni, că nu mai am altă ofertă, și mai vin peste 2-3 luni cu altă ofertă și mai fac o campanie și după aia iar nu mai fac campanii, s-ar putea lucrurile să nu funcționeze cum te aștepți. Și acum vin clienți la noi și ne spun, să știi că nu funcționează tipul de campanie pe care mi l-ai propus tu, pentru că eu atunci când caut pe internet, eu nu caut așa. Eu caut așa și eu așa fac. Și am zis, bun, dar asta faci tu. Da, hai să ne uităm puțin pe analize, hai să ne uităm puțin mai mult decât ceea ce faci tu. Iar apropo de articole, chiar am avut un proiect de curând în care am spus, eu am foarte multe articole în piață și nu înțeleg de ce nu am trafic. Și am pus problema, bun, dar articolele alea, în momentul în care au fost scrise, au fost verificate și de un specialist de marketing online, în special pe partea de SEO, are ancore respective, primește din resursele acelea link-uri de calitate site-ul tău? Păi nu, că eu știam de că trebuie să le fac. Păi și cum vrei atunci să ai trafic? Da, exact cum îți spun, cu o activitate bifată în planul de marketing, dacă și ăla există, e o activitate bifată, am făcut și articolele, le-am făcut și după aia te aștepți la ca rezultatele să vină cumva de la sine. Adevărat, conținutul de online rămâne mai mult sau mai puțin pentru totdeauna undeva floating around în online, dar asta nu înseamnă că generează trafic sau că aduce vânzări sau că are succes dacă nu este și updatat și întreținut și corectat, că înveți din greșeli. Aici e unul din problemele multor antreprenori, că așteptările nu sunt corelate cu eforturile și te trezești că sunt mult prea mari sau prea mici sau complet într-o altă direcție. Exact cum ai spus, el vrea să vândă un produs, n-a mers, dar a vândut altceva, dar s-a oprit cu analiza la vânzările acelui produs. Nu s-a dus mai departe să vadă per total campanie, investiție,
ce s-a întâmplat cu traficul, ce s-a întâmplat cu vânzările în perioada respectivă pe site, au crescut sau nu? Au crescut. Ah, ok, deci am avut succes. Nu mi-a validat produsul acesta, dar asta nu înseamnă că nu a funcționat. Analiza este mult mai complexă decât a te uita punctual tocmai pe ceva anume. Luăm o pauză și revenim imediat. Roller coaster, baby! Pitch Tananana, emisiune de cultură antreprenorială cu Adrian Burlacu. Suntem cu Alin Nița de la 5 Plus Solutions și vorbim despre tot ce înseamnă marketing digital. De fapt, nu despre tot ce înseamnă marketing digital, pentru că probabil că ar trebui să stăm până mâine dimineață să vorbim despre treaba asta. Iarăși un lucru pe care îl observ este diferența dintre ce înseamnă campaniile de vânzări În online versus brand building și construcția de brand și tot ce înseamnă conținut care să construiască o relație cu consumatorii mai dincolo de o campanie de vânzări, care se desfășoară probabil de cel mai multe ori prin campanii de search, care se desfășoară prin Facebook Ads, prin toate platformele sociale, nu? Care mai sunt componentele unei campanii de vânzări? Sunt mai multe. Acționăm și pe partea de Google, și pe partea de Facebook, și pe Instagram, și pe Waze, și pe YouTube. E clar că trebuie să te uiți într-un mix de astfel de acțiuni. Pe de altă parte, fiecare tip de campanie are subcampanii
făceam un calcul zilele trecute atunci când am făcut o strategie pentru un client, are alte zeci de sub campanii pe care să mergi. Nu știu, de exemplu, mergi pe o campanie de remarketing în care să readuci utilizatorii pe site-ul tău, mergi pe campanii de display, să le afișezi informațiile, mergi pe campanii de post-engagement. Sunt foarte multe astfel de subcampanii. Și pentru asta trebuie să înțelegi mai mult business-ul clientului, cum se manifestă, unde sunt clienții, ca să-i poți da rețeta potrivită pentru el. Dacă ar fi să sfătuiești un antreprenor la început de drum sau, uite, care s-a trezit acum în pandemie, a descoperit cumva că online nu funcționează pentru el sau că nu i-a dat destul de multă atenție, dar acum cumva ar trebui să facă chestia asta. Care ar fi mixul între campaniile de vânzări și campaniile de branding, care sunt general mai degrabă campanii de engagement de consumator și campanii de conținut care necesită un efort destul de mare și susținut de a le crea? Adică ca un mix sănătos între campaniile de vânzări și campaniile de branding. Dacă ai produse în care nu te interesează foarte mult să pui accentul pe branding, nici nu văd de ce să accentuezi atât de mult ideea de imagine și de identitate. Atunci te duci bine mersi pe campaniile de vânzări, faci tot ce înseamnă campanii plătite, pentru că nu stai tu să aștepți un an de zile sau 6 luni, un an de zile ca să fii după anumite cuvinte cheie în prima pagină, punct ok, punct lovit. Dacă, în schimb, te interesează o creștere sustenabilă și să te gândești că vrei să vinzi și peste un an și peste 10 ani, atunci lucrurile se schimbă. Atunci e bine să faci, așa cum ai spus tu foarte bine, o proporție între ce înseamnă branding și ce înseamnă campanii de vânzări. Până la urmă, brandingul, e clar că și el te duce către vânzări și vânzările te duc către branding. Și atunci trebuie să le mixezi în toate strategiile pe care tu le ai. Noi, de regulă, când plecăm la drum cu un astfel de proiect, clar, ne uităm la obiective. Dacă obiectivele nu sunt în direcția asta, le-am șters din start. Dar în momentul în care sunt astfel de obiective, măcar de la bun început, o parte din fonduri le investești în branding. Numai că le nu se aduc vânzări directe, imediate. Și atunci, dacă așteptările tale sunt cumva orientate într-o altă direcție, iar în ultima vreme cam asta este, scuză-mă, nu prea poți să zici că aștept eu prea mult ca să fac din branding să cresc. Nu. Dar pe de altă parte, așa cum spuneai tu la început, contează foarte mult comunitățile. Iată că s-a văzut, și am multe astfel de rețete ale clienților, în care dacă înainte au avut grijă de comunitatea lor și au creat o imagine în comunitate, o imagine de specialiști în comunitate, au întreținut comunitatea cu conținut, cu informații din când în când. În momentul în care a venit pandemia și nici ei n-au mai avut bani ca să investească, iată că tot acea comunitate te-a susținut mult mai mult ca să treci peste această perioadă. Este incredibil ce s-a întâmplat din punctul ăsta de vedere. Vorbeam și îți povesteam despre școala de muzică pe care o are soția mea, unde exact asta s-a întâmplat. N-au mai venit niciun cursant nou în perioada pandemiei, în schimb, din comunitate a existat o revenire și o activitate la care nu s-ar fi așteptat. Tocmai din această cauză, din grija pe care a acordat-o creării cumva unei comunități pe bune. Ceea ce a fost un lucru bun. Acum, ce se întâmplă cu comunitatea e că ea e adusă la un loc de niște interese comune, e întreținută aproape la un nivel personal, dar uite, de exemplu, soției mele i s-a întâmplat, deși avea comunitatea puternică, și-a dat seama că nu are bază de date bine îngrijită. Și asta a fost motivul pentru care n-a adus business nou. Știi că, iarăși, e o chestiune cu bazele de date bine întreținute către care să comunici, pentru că na, marketingul online și comunicarea online nu ține numai de canalele acestea, ține și de partea de newslettere și de partea de informări și de partea de mail-uri și felul în care comunici cu oamenii și, iarăși, frecvența pe care o ai, recurența pe care o ai, interesele, felul în care ești conectat la interesele lor, mai important decât orice. Dacă, de exemplu, tu pe tine te interesează recurența vânzărilor la anumiți clienții,
Probabil că tot timpul este o alergătură după clienții noi care, pe care să-i împuști și astea sunt alte strategii. Este clar că strategiile acestea pleacă de la, dincolo de la business la business, dar pleacă foarte mult și de la fondul de investiții pe care vrei să-l, pe care l-ai. Contează foarte mult și pregătirea pe care o ai. Avem clienți care, dacă avem în echipa lor oameni care știu ceea ce vor, și pentru echipa noastră este o provocare și este o bucurie cumva să discute de la egal la egal anumite strategii de a face mai bine în campaniile respective, a fi mai performant. În momentul în care un client nu știe ce vrea, și te rog să mă crezi că sunt foarte mulți astfel de clienți care știu ce vor. Emisiunea de astăzi este gândită tocmai, nu neapărat ca să le spunem oamenilor, măi, nu știți ce vreți, ci ca să îi facem să realizeze cât de complex e ecosistemul ăsta online și cât de ar trebui ca înainte de orice să își iau o foaie și un pix. Chiar dacă să te vorbim despre online, să-și iau o foaie și un pix și să-și noteze lucrurile pe care își le doresc. Care se pot face, care nu se pot face și care sunt obiective care nu se corelează cu nici cu bugetul, nici cu businessul, pentru că știi foarte bine, de multe ori sunt absolut convins că nu funcționează doar ca o agenție, nu vine clientul și vă spune faceți asta și voi faceți, funcționează și ca un consultant oarecum de business, adică identifici mai mult decât o oportunitate pentru o campanie, ci și dacă este oportun să momentul respectiv, dacă este sezonalitate sau nu, dacă este targetul corect. Te uiți foarte mult și în businessul clientului. Și în businessul clientului, da. Da, este corect ce spui și mă uitam ce s-a întâmplat în perioada asta de pandemie, în care am luat efectiv de mână clienți care n-au avut tangență cu mediul online, n-au avut tangență, preponderent au fost în offline, vânzările s-au făcut prin relații, prin canale de distribuție proprii. În momentul în care ne-au cerut sprijinul ca să-i ajutăm și am luat de mânuță, împreună am făcut acest ABC al lucrurilor. Chiar dacă de la început nu s-au înțeles lucrurile, dar a fost foarte bine că au putut să asculte. Ei, vreau să spun că rezultatele la unele astfel de unele business-uri de genul acesta au fost surprinzătoare. Mai mult decât atât, după ce am făcut campania... Erau genul de business-uri care înainte de martie ar fi spus n-am ce să caut online, exact. n-aș putea să-mi fac modelul de business online niciodată. Exact. Pentru mine nu funcționează lucrurile astea. Eu nu cred în așa ceva, dar nu funcționează, pentru că nici partenerii mei sau competiția mea nu acționează acolo. Ei, s-a văzut că după ce am terminat acele campanii, au zis... Asta poate să fie în continuare un canal pe care voi merge, pentru că iată că funcționează. Deci se poate. Se poate și nu poți spune nu niciodată. Probabil că singur sunt și business-uri care e greu să le miști în mediul online. Care ușor. Un tip de business pe care l-ai vedea greu în online? Eu cred că toate business-urile... Transportul de călători. Dacă e așa. Nu. Răspunsul este nu. Un partener pe care făcea preponderent aducea oameni dinspre aeroport spre București în mașini de lux sau, mă rog, microbuze, mai să spunem așa, mai de lux. În momentul acela a spus, mie mi-a murit tot businessul pentru că nu mai vin călători. Știi ce a făcut? Încet, încet s-a dus către a face parteneriat cu cei care făceau livrări de produse și și-au retransformat oarecum business-ul în a pune mașinile respective la treabă, pentru că aveau în continuare de plătit ratele la mașinile acelea. De aia a fost o pivotare. Aia a fost o pivotare strategică care a salvat momentul respectiv. Nu ca să aduci tu mai mulți călători. Asta este clar. Deci, dar vorbim de o adaptare sau readaptare în care să te ajute într-adevăr și cineva să înțelegi că și altceva merge în piață și te poți direcționa acolo. Da, uite, ăsta e avantajul unui business mediu care poate lua decizii, în care se pot lua deciziile rapid, lanțul decizional e relativ scurt, în aceeași oală, din păcate, Hertz, nu? Dita mai compania cu o istorie de ani, zeci de ani de zile, e aproape în faliment, dacă nu chiar e în faliment. Tot așa, rent-a-car, au rămas cu ele în aeroporturi, n-au reușit să pivoteze și încearcă să
să se reorganizeze în momentul ăsta. Da, nu numai un specialist de marketing online te ajută aici. E un specialist aici de business până la urmă și vorbim clar de, pe un mix. E un mix mult prea mare și atunci când ești o companie atât de mare pe atât de multe teritorii, este foarte greu până să iau decizii la nivel înalt care se duce în tot teritoriul, în toate teritoriile, durează câteva luni lejer. Da, asta a fost o pivotare interesantă și a reușit. Nu? Da, și a reușit. Și mulți, bine, au reușit să supraviețuiască. Da, nu neapărat că îți aduce profiturile pe care le aveai înainte, dar cel puțin ai putut să-ți mai plătești din cheltuieli, nu ai dat atâția oameni afară. Da. Da? Și sunt multe astfel de business-uri. Uite cum este, de exemplu, în zona fermierilor. În momentul în care s-au oprit piețele și nu au mai putut să vândă în piețe, ce s-a întâmplat cu ceea ce au produs ei? Le-au aruncat. Da? A contat mediul online pentru asta? Păi a trebuit să se transforme unii dintre ei. Și dacă au dat atenție... Unii au reușit, da. Da? Dacă au dat atenție. Unul dintre cele mai afectate, una dintre cele mai afectate piețe din acest an a fost piața Horeca. Unde iarăși s-a văzut exact același pattern. Cei care cât de cât aveau o prezență online și aveau niște site-uri optimizate, era ok. Cei care s-au lăsat doar pe umerii aplicațiilor de livrare au fost așa și așa. Și cei care nu au avut nici site-uri, pentru că de ce ai avea nevoie? Avem o terasă, avem un restaurant, avem aici vin oamenii la noi. Din păcate au avut un an foarte greu. Și aici cuvântul pe care l-aș avea este adaptare. Pentru că poate nicio perioadă, nu știu, ziua de astăzi nu seamănă cu ziua de mâine, măsurile de astăzi nu seamănă cu măsurile de mâine, îți mai lasă niște portițe la care trebuie imediat să percutești și să găsești soluții. Unii chiar au găsit soluții. Mă uitam în zona Horeca, da, clar, mulți din ei au fost afectați, dar au fost și clienți pe care i-am văzut care aveau pensiuni unitare în care oamenii au putut să fie în zone puțin mai izolați. Așa. Au mers bine. Sau au mers ceva mai bine decât ceilalți. Da? Marketing online, evident că a contat dacă aveai prezență în media sau în online în general. A contat și asta. Am văzut evenimente care, vedem, știm foarte bine că nu s-au mai făcut. Am văzut evenimente hibride în care au pus la dispoziție terase sau spațiile lor, astfel încât în această idee de hibrid, păstrând distanța, păstrând toate reglementările legale, au putut să facă, dar s-au adaptat, pentru că au apelat la specialiști care au putut să aibă instrumentele pentru a putea să transmită live, de exemplu, din locațiile respective și să fie o parte în interior, o parte în online. Da, uite, vezi, asta este... Mi se pare că se vorbește foarte, foarte mult în ultimii 2 ani, un pic mai mult, se vorbește foarte mult despre partea asta de storytelling, despre cum să spui poveștile frumos în online, cum să le să-ți creezi comunitate, cum să o întreții. Ce mi se pare că încă e la un nivel, se face, dar este la un nivel încă incipient. Este conectarea online-ului în mod real la viața offline a consumatorului. Aici încă e o zonă în care nu s-a ajuns la o maturitate. E foarte complicat să o faci, e foarte complicat să ai să activezi și să ții, pentru că ține cont foarte mult de insight-urile de consumator, trebuie să știi foarte bine consumatorul ca să poți să ai un impact real într-o campanie de brand building, să zicem, în viața consumatorului tău. Sau să apropii și mai mult de tine. Sunt câteva exemple la noi în piață pe care le-aș putea da. Nu, dar n-are rost acum. Dar asta mi se pare important. Apropo de ce spui tu, hibridul acesta, acest eveniment de tip hibrid, asta a fost. Aia a fost o componentă online de viață reală, de experiență de consumator real.
și toate experiențele ar trebui să plece din viața reală, pentru că așa da, e ușor să te uiți la tendințe sau la faptul că inteligența artificială, vai ce interesantă este, și este o tendință în care noi nu o să apucăm niciodată sau nu știu dacă este prezentă în viața mea. Nu cred că e după colț. Dar pe de altă parte se regăsește, poate nu direct în fața ochilor tăi, dar se regăsește clar în spate, în instrumentele, pentru a îți înțelege comportamentul, pentru a înțelege cum te miști tu, pentru a ști ce să-ți oferi la un anumit moment. În toată lumea se plânge că vorbesc pe Messenger sau la telefon despre... mi-e foame și în secunda 2 Facebook livrează o reclamă despre la un restaurant. Eu cred că o să ajungem. O să ajungem mai mult ca sigur că dacă te uiți pe toate tendințele, am avut discuții pe partea aceasta de tendințe în 2020, ce se va întâmpla în 2021. Cum vedeai 2020? Hai că mi-ai ridicat-o la fileu. Care erau, ianuarie anul trecut, care erau tendințele? Cum vedeai business-ul tău? Încă un an în care să performăm pe anumite campanii, să ajutăm antreprenorii oarecum să înțeleagă mediul acesta. Tehnologiile, știam de ele, lasă că o să vină ele, dar încă nu suntem noi pregătiți, suntem mai cu încă 50 de ani în urma multora. Iată că a venit 2020, prin aprilie am văzut primele tendințe care au fost actualizate pentru an și prevedeau o explozie a unor canale de medii, de marketing, în care am zis, bun, încă nu este cazul. Și s-au dovedit la final de an, nu numai că au fost atinse, au fost depășite cu succes. Și am revăzut de curând pentru 2021 tendințele și în continuare, hai să zicem, SF-urile care erau prezentate sunt acolo și nu poți să scapi de ele. Atunci când vorbești de roboței, atunci când vorbești de inteligență artificială, atunci când vorbești de machine learning, de zona aceasta de a-ți aduna, cum să spun, să pui pe alții la treabă, alții însemnând algoritmi sau terțe părți, ca să crești tu mai bine. Am văzut în a doua jumătate a anului, au început să vină, să-i văd implementați și adoptați din ce în ce mai mult cele softuri de chatbot, acele răspunsuri automate, automatizările care ajută foarte mult în procesele în funnel de vânzări, care iau consumatorii și duc în funnel de vânzări. Numai că trebuie să-ți mărturisesc că poate fi intimidant atunci când ești un antreprenor și ai un business pe care trebuie să-l administrezi în fiecare zi și după aia vine valul ăsta de update-uri tehnologice și nu știi cum să-l alegi, nu știi cum să le setezi, pentru că știi foarte bine că un antreprenor, cel puțin în România, de multe ori își suflecă mânecile și face el, încearcă el. Așa cum era platforma de Google Ads acum 10 ani, era o chestiune pe care o făceai din 3 clicuri. Că era o competiția, nu era la fel de mare, că era mai ușor, că era mai intuitivă. Acum mi se pare că dacă te uiți în platforma respectivă, e fără un specialist, fără un om care să știe ce face, n-ai nicio șansă să ai rezultate. Ai punctat exact ce trebuie, și anume, ai nevoie de specialiști. De asta sunt specialiști, ca să se perfecționeze continuu, să stea cu ochii pe tendințe. Noi, de exemplu, ca firmă, chiar dacă avem proiectele la care lucrăm, o parte din timp îl dedicăm, clar, pentru a testa anumite lucruri care posibil să nu iasă. Unele ies, altele nu ies. Dar dacă nu facem testul respectiv și nu avem experiența noastră cu acele proiecte pe care le începem, vedem dacă într-adevăr sunt de succes, nu putem să vorbim ca specialiști. Și atunci ne interesează să facem lucrul acesta ca în momentul în care vorbim cu un client să îi spunem, nu știu, un exemplu pe care l-am în minte legat de robotizare. Știi că tot acum vorbim, sunt două cuvinte care 2020 și 2021 parcă sunt pe masă, online și digitalizare. Inclusiv automatizările de anumite acțiuni sunt în mintea noastră ca să putem automatiza pe cât posibil din acțiuni pe care altfel trebuie să dedici timp. Da, nu e cea mai valoroasă companie românească în momentul ăsta, nu?
E UiPath, da. Care este o companie care asta face, automatizează chestii. Bun, hai să spunem că ce face în spate sunt algoritmi sau fac foarte bine, da, ceea ce fac, dar sunt acei roboței, acele automatizări, haide să le spun, da, care practic trebuie să le pui în viața de zi cu zi, așa cum ai spus tu, în viața reală, adică în viața în care cetățeanul este, sau cetățeanul, sau clientul este acolo, consumatorul, și îl caută într-un anumit fel și tu trebuie să-i livrezi într-un anumit fel. Apropo de chat, da? De chatbot. Păi în momentul în care tu începi să interacționezi cu el datorită unor input-uri pe care, sau printr-un input pe care ți-l dă, e mai ușor și mai ieftin să-l pui la treabă pe roboțelul, nu știu, George, ca să-ți răspundă la niște întrebări punctuale, doar uitându-se într-o bază de date sau, nu mai spun, dacă ai în spate și un mecanism de inteligență artificială interesant prin care să culeagă mai personalizat datele, e mult mai ieftin așa. Da, bine, acum... Și nu sunt SF-uri. Acum este acea... Ideea că încă consumatorii își doresc o conexiune personală, umană. Deși e adevărat că un chatbot îți stai foarte mult din timpul de așteptare, îți răspunde imediat, de multe ori este mult mai accurate, e mult mai precis decât un operator, să zicem, care ar putea să răspundă. Plus că ai marele avantaj că mai face și colectare de date. Da, și poate că în zilele de mâine, dacă ne uităm în tendințele de peste vreo 20 de ani, o să iasă o mânuță din chatbot, o să te bată pe umăr și spune, hey man, uite ce vreau să spun mai mult. Am văzut chestia asta, mă uitam pe tendințele tehnologice pe următorii 5 ani, pe următorii 10 ani și pe următorii 20 de ani. Erau făcute niște macroeconomic, la nivel global, erau făcute niște forecast-uri. Și ziceau că următorii 5 ani o să fim foarte concentrați pe automatizare, pe tot ce înseamnă de la automatizarea mașinilor de producție până la mașinile de pe stradă, trafic, absolut tot, să fie autonom și automatizat. În următorii 10 ani se va investi foarte mult în zonele, în zona de tot ce înseamnă monede virtuale, tot ce înseamnă descentralizarea sistemului monetar, cât mai mult înspre zona de inteligență artificială generală, ei spun General Artificial Intelligence, și în cam 20 de ani, așa, una din industriile cele mai interesante erau cele legate de prelungirea vieții și imortalitate. Sănătatea, da, și tot ce înseamnă biomecanică și... Uită-te numai în 2020 și chiar și cu aplicarea în 2021, numai la zona auto, cât de multe mesaje sunt din partea producătorilor care trec pe zona de electric. Da. Și câte renunță la celelalte, numai în ultimul an, dacă ne uităm. Da, anul acesta a fost chiar un an catalitic. Hai să ne uităm puțin mai mult la producători și să ne uităm puțin că în spatele acestor mașini mari ales electrice vine foarte, foarte multă tehnologie. Păi se vede asta și pe bursă. Tesla la bursă în momentul acesta e ca valoare de capitalizare mai mare decât top 5 sau 6 producători la nivel mondial. Cei care au istorie în spate de 100 de ani, cât are Ford, nu? Ford, Renault, toate grupurile mari, iar Tesla a ajuns, Renault era la $30, Tesla e la 900. Cuvântul e adaptare. Adaptare. Și acum se ridică, iarăși se ridică tot felul de producători. Am văzut și în China un producător nou de vehicule electrice, NIO se numește, care la fel iese cu niște modele destul de bune și se pare că e pregătit să preia piața din China. Să știi că nu este nicio surpriză că vorbim de China, că vorbim de Brazilia, că vorbim de țările care, crede-mă, se pregătesc destul de mult pentru ceea ce o să vină și pentru viitor și pentru și acele elemente care sunt de tip SF acum în mintea unora, ele sunt deja la ei pe masa de prototip, astfel încât să fie lansate. De mult. SF erau și telefoanele mobile acum 30 de ani și iată că trăim într-un SF în momentul ăsta. Fondatorul Motorola a zis că s-a inspirat din Star Trek.
cu flipul de la telefon. Ziceai de trendurile de pe 2021. Care sunt cele mai importante trenduri pe care trebuie să le urmărească cei care ne ascultă? Care sunt tot felul de oameni, au tot felul de business-uri din diferite piețe, da? Eu o să spun un singur trend pe care l-am văzut și care mi s-a părut foarte... cu un potențial foarte mare, și anume lansarea Instashop-urilor, care înseamnă că în momentul acesta se pot lega magazinele la Instagram, dar într-un mod extrem de eficient, și deja ei au raportat și pe anul trecut niște vânzări incredibile în publicitate și se așteaptă în acest an la miliarde din partea asta, dar este și spre deosebire de shop-ul din Facebook, care personal nu mă încântă. Shop-ul din Instashop-ul mi se pare foarte, foarte bun ca funnel de vânzare. Mai ales pentru millennium. Da, mai ales pentru un public mai tânăr. Este foarte rapid, este la un click, efectiv la un click distanță. Și atunci ei au niște așteptări foarte mari pentru Instashop. Dar în afară de asta, care sunt ar fi trendurile pe anul ăsta? Cum le vezi? Eu nu ți-aș spune neapărat ce să urmărească clienții, ci să nu ignore mai degrabă. Da. Să nu ignore că partea de inteligență artificială este deja omniprezentă. Clar, în mai tot ce se întâmplă. Deci zona de inteligență artificială o văd clară. Văd la fel de bine, așa cum spuneai tu, partea de chatbot. Da, este un trend. E un trend, cred că în primele trenduri pe care le vedem că o să accentueze și mai mult. Crezi că chatbotul în momentul acesta este o mecanică de... e o prototehnologie de automatizarea comunicării cu clienții? Adică va evolua spre ceva, cum ai spus tu, la un moment dat o să vină să te bată pe umăr, adică o să fie o explozie în zona asta, o dezvoltare mult mai rapidă? Eu zic că da, pentru că dacă pui că chatbotul acela este o aplicație... Momentan e o aplicație relativ simpluță. Adică da. Ea citește, recunoaște niște cuvinte cheie la care livrează anumite mesaje. Da, și asta este partea, să zicem, simplă a ceea ce vedem noi într-un chatbot. Noi, ca firmă de dezvoltare de aplicații, ne uităm destul de mult cum sunt alcătuite componentele, să zicem, mai de bază ale unui astfel de produs. Și atunci constați că, da, este o aplicație care, și aici începe partea interesantă, știe să se uite în bazele tale de date, știe să-ți facă o analiză comportamentală, știe să se uite personalizat pentru tine, știe să-ți facă o traiectorie, știe să-ți facă partea aceasta de de inteligență artificială, de forecast pe anumite acțiuni pe care tu vrei să le faci. Da, dar în spate stau mult. Uite, Watson, de exemplu, am cochetat și noi cu acest produs, este mai mult decât un mod de afișare a unor informații brute pe care le găsește undeva. Este o analiză mult mai detaliată, inclusiv dacă te gândești, am avut un proiect la o bancă importantă de România, analiza sentimentelor. Analiza sentimentelor. Da. Deci sunt multe lucruri mult mai adânci pe care le poate obține, iar chatbotul este calea, dacă o privești așa simplist, este calea de a-ți furniza cineva o informație. Dar informația aceea e relevantă. Informația aceea cum a fost găsită? Cum a fost livrată pentru tine? Deci e un lucru pe care oamenii ar trebui să-l urmărească cu atenție ca și dezvoltare. Da. Că să nu pierzi trenul. Video marketing, iar la fel consider că este un element important din trend. Ce înseamnă asta? Că este atât de complex. Este atât de complex. Am în minte un partener care a spus așa, eu fac un proiect, primesc referințe testimoniale de la clienți. În momentul în care m-am dus pe testimoniale video și am creat cu ei o poveste în spate, inclusiv vizuală, au contat mult mai mult toate lucrurile acestea. Da? Conținutul video de la simplu la complex, în care nu afișezi numai un text
sau numai un audio, ci pur și simplu o combinație de astfel de lucru. Oamenii te văd, mai ales acum, uite-te cum este în perioada asta. Contează foarte mult atunci când faci videoconferințe. Cum ți-ar fi să vezi numai un ecran negru care vorbește cu tine sau să începi să vezi și niște fețe umane cu care interacționezi? Dar plecând mai departe, în momentul în care folosești puterea videomarketingului, poți să te exprimi prin acest conținut video, să-l pui undeva și el să fie accesat atunci când decide clientul respectiv. În produs. Da, aici e o discuție legată de tipul de conținut, pentru că sunt anumite criterii. El trebuie într-o formă sau alta să fie cât se poate atemporal, ca să poată fi consumat oricând. Că, știi, unul din lucrurile pe care oamenii și-l doresc foarte tare este că atunci când generezi un conținut, el să fie consumat cald. Live. Live. Live, cald, în momentul ăla, în zilele alea, să aibă rezultate imediate. De-aia zic că de multe ori conținutul acesta el ajunge să existe undeva și se poate, oricând se poate resuscita. Avem exemplele de acum 2 ani de zile când au fost acel hashtag MeToo care a scos la iveală foarte mult content video care a ajuns să fie să creeze probleme anumitor oameni, dar sunt exemple nenumărate. Așa, în zona de tendințe, da. Sunt, eu aș enumera mult mai multe care într-adevăr contează. Contează, așa cum spuneai și tu, și poveștile care se spun. E clar că în spatele unui produs sau unui serviciu e bine să ai o poveste, dar e bine să o și împachetezi într-un anumit fel în care să o spui. Iar dacă reușești să faci lucrurile astea, e de departe, e un trend. E un trend, pentru că spui, dar era natural să spun așa. Da, dar nu era natural la toată lumea. Nu. Omenirea a fost consumatoare de povești de la începuturile timpului. Dar mi se pare că cu atât mai mult acum are nevoie de povești. Și bine spuse și spuse la timpul lor ajută enorm. Da. Cea mai... cum e trendul pe care l-am văzut cel mai puternic, dar de câțiva ani, nu este de acum, dar depășește pe zi ce trece, este să te cam pregătești inclusiv să ții pasul cu tehnologia. De exemplu, dacă n-ai un site pregătit pentru mobile, este important. Toate căutările se fac acolo. Cum se fac? Rețele de socializare. Ai văzut anul 2020 a fost un an al rețelelor de socializare, pentru că asta a fost situația. Da, probabil că peste 2 ani o să fie altceva. Te adaptezi la situația respectivă. Mulți au încercat, cum spuneam, de video marketing să meargă mult mai departe prin a arăta oamenilor, clienților, percepții mult mai apropiate de cele de realitate. În 360 de grade, în anumite zone, muzee sau biblioteci, să accesezi rapid, aproape la un click distanță, dar ca și când ai fi acolo. Văzusem la un moment dat o știre din China, da? În care, printr-un dispozitiv pe care l-ai, un USB, care îl puneai la calculator, să creeze inclusiv mirosuri. O combinație de mirosuri pentru ca să simți că faci parte din zona respectivă. Dacă ai audio, dacă ai video, dacă ai și zona aceasta extra sau ce, senzorială și de miros, păi momentul ăla e ca și când ai fi în acel spațiu. Da, este o tendință. E o tendință și asta, da. Deci văd astfel de tendințe și nu cred că putem să le ignorăm, pentru că ele vin, iar odată cu, să zicem, că se dă drumul la anumite tehnologii mult mai rapid, ori se dă, ori că sunt mai bine vizibile în piață sau în momentul lor, a se vedea 5G, a se vedea IoT, adică integrarea între dispozitive, a se vedea inteligența artificială mai bine. Toate lucrurile astea nu fac decât ca rezultatul final pe care îl vede un client să fie mai automat, mai aproape de ceea ce el face în mod natural. Și dacă îi faci lucrurile acestea, atunci ai lângă tine roboțelul care știe și gândește la fel ca tine, poți să discuți cu el, aspiratorul în același timp circulă pe lângă tine și își face treaba și multe altele care chiar se întâmplă în momentul acesta. Am avut o discuție cu un partener legat de casele inteligente. Deci atâtea tehnologie, atât pe zona de sănătate, cum spuneai și tu, cât și pe partea de confort, într-un fel, sunt
disponibile, nu sunt decât la un, nu știu, aruncătură de băț, dacă putem spune. Ele sunt disponibile, dar asta spun că sunt disponibile pe de o parte, pe de altă parte sunt disponibile multe variante. Fiecare tehnologie în parte are diferiți producători, diferite feature-uri, iar pentru un antreprenor, că hai să revenim un pic, ne-ai spus-o chiar tu, au venit către tine și ți-au zis oamenii, am un site, e pe o adresă undeva, nu mai știu de el, hai să facem ceva cu el. De la am un site pe care l-am updatat odată la două luni, odată la un an, sau deloc, sau nici măcar nu e optimizat pe mobil, la integrarea aceasta cu toate, sau nu cu toate, cu o parte din aceste tehnologii care sunt acum de viitor și care vor fi din ce în ce mai importante, e o cale lungă. E un drum enorm de parcurs. Și de-aia zic că ele pot fi, dincolo de faptul că noul, pentru unii noul este o adrenalină, pentru alții noul este o sperietoare. Dincolo de faptul că totul este nou acum, cum îți alegi? Cum îți alegi sau cum le urmărești pe cele care îți avantajează business-ul tău? E clar că nu poți să te uiți numai la cele care sunt pe valul tendințelor ca să investești pentru că, acolo. Exact, că pentru că sunt tendințele sunt tendințele și s-ar putea tu să fii, să ți le implementezi, să fii înaintea vremii și să nu fii consumatorii tăi să nu fie pregătiți pentru tehnologia respectivă sau să nu ai, nu știu, să nu ai spațiul corect de deployment. Îmi amintesc acum câțiva ani buni, când am investit în ideea de machine learning și de analiză contextuală pe big data, pe informații, pe date multiple, am avut o investiție și ca firmă, nu sunt o firmă mare ca să-mi permit să am fondurile disponibile și cu oamenii peste tot să investesc în așa ceva, dar am investit în a înțelege lucrurile. Și după ce am ajuns la un anumit nivel, într-adevăr am constatat că sunt cu mult înaintea vremii. Adică, unul, trebuie să fac educație multă în piață, lumea să înțeleagă lucrurile, poate că vor veni lucrurile, dar ca antreprenor te uiți la așteptările imediate și atunci ca o pălmuță pe care ai primit-o și te-ai reîntors din nou în piață și spui că, așa cum spuneam, mă uit la tendințe, vai ce interesante sunt în toate instrumentele pe care le avem, da, noi le folosim ca să putem să fim și noi mai fâșneți, să zicem așa, în piață, dar pe de altă parte, realitățile vieții sunt, așa cum spui și tu, sunt încă la un nivel în care trebuie să facem pasul acela din offline în online, iar noi ca România în general, uitându-mă că am clienți din toată țara, față de țările care sunt mult mai avansate, mai avem niște pași de parcurs. Da, pe de o parte stăm bine la viteza de internet, pe de altă parte și la penetrare, pe de altă parte încă avem, de parcurs la nivel de integrare și de adoptabilitate a acestor tendințe. Luăm o pauză și după pauză vreau să vorbim despre o platformă online pe care ai făcut-o în decembrie, care a plecat ca un studiu de caz sau a vrut să fie un business în sine? Cea cu Moș Crăciun online. Da, o să îți povestesc pe pauză. Hai că luăm o pauză și revenim. Suntem în ianuarie, dar vorbim despre Moș Crăciun online.
Pitch Tananana, emisiune de cultură antreprenorială cu Adrian Burlacu. Ne-am întors cu Alin Nițe de la 5 Plus Solutions și am vorbit despre trenduri, am vorbit despre greșeli, am vorbit despre lucrurile pe care ar trebui să le urmărească antreprenorii atunci când pleacă la drum în online. Cu siguranță și fără dubiu este o zonă pe care cu toții ar trebui să o aprofundeze și la care să acorde cât mai multă atenție. Recomandarea mea, nu că aș fi eu vreo somitate în domeniu, dar recomandarea mea este că orice pas, oricât ar fi bugetul, o discuție cu un specialist întotdeauna e binevenită, și cu un specialist și nu cu un băiat care face și el Google, pentru că aceea iarăși este o altă problemă a pieței și chiar că ești de acord cu mine, că sunt tot felul de oameni care fac, sunt specialiști și în aia, și în social media, și în content, și în vânzări, și nu iese. Nu prea poți să înlocuiești o echipă. Câți oameni sunteți voi? 12 oameni. 12 oameni, fiecare cu ștate veche. Și competențe pe zone punctuale. Și competențe pe zone punctuale. Nu prea poți să înlocuiești cu un băiat care face niște ad-uri pe Facebook sau chiar cu un antreprenor care decide să-și facă propriile ad-uri. Ok. De obicei sunt niște rezultate, dar niciodată pe cât ar putea să obțină niște specialiști. Și vorbeam despre Moș Crăciune Online, care a fost o platformă pe care am descoperit-o și care mi-a plăcut foarte mult din două motive. Unul a fost faptul că a fost atât de ancorată la realitatea anului și a lovit atât de personal, pentru că am doi copii și mă întrebau, și vine Moș Crăciun, și vine Moș Crăciun, și nu, anul ăsta nu. Nu o să vină. Adică vine Moș Crăciun, dar nu mai vedem, pentru că ne protejăm, pentru că lasă sub brad, pentru că... Și copiii au suferit din treaba asta. S-a dus puțin din magia Crăciunului. Și doi, pentru că a fost exact ce vorbeam mai devreme, acea conexiune între online și offline. De asta mi-a plăcut mie foarte mult Moș Crăciun online.ro și am văzut că a și generat destul de mult buzz și destul de mult PR, dar o să trebuie să ne povestești de unde a plecat, cum v-a venit ideea, ce a înseamnat implementarea și la final cum au fost rezultatele sau ce rezultate, dacă ai avut obiective și să te trezi cu alte rezultate sau dacă rezultatele ți-au depășit obiectivele. În luna martie, când a început pandemia, chiar imediat după ce a început pandemia, am văzut o luminiță undeva deasupra și ne-am hotărât împreună să investim într-o platformă, un fel de marketplace, ca să ajutăm foarte mult comunitățile locale să-și vândă legumele, fructele, serele, fermele care erau prin zona orașelor. Ne-am dorit foarte mult asta, am văzut că se închid piețele și am zis, hai să facem și, să aibă și un caracter social, dar pe de altă parte să vedem unde putem duce un astfel de platformă. Am făcut-o, ne-am adresat în piață, în special zonei publice, primăriilor care să ne ajute cu voluntari. Nu am avut rezultatul scontat, nu vreau să intru în detalii de ce neapărat, dar... N-am avut rezultatul, stai puțin, că acum vorbim, vezi, specialistul care învață din propriile obiective, știi? Ai avut alte obiective și n-am avut rezultatul financiar scontat. Nici financiar și nici ca număr de proiecte în care să vedem într-adevăr că foarte mulți adoptă ideea ca să treacă în online. Probabil că am fost iar la fel puțin tel înainte, deși începuseră întreprinzătorii să investească în așa ceva. O să revin la partea asta pentru că e în continuare de actualitate și credem că are succes. După ce am făcut și am stat mult timp, mi-amintesc din luna octombrie, am fost împreună cu niște amici la Muntele Athos și acolo, cum este grădina Maicii Domnului și mai vine o altă luminiță, discutam de alte proiecte pe care putem să le mutăm în online. Și unul din partenerii noștri a zis, măi, dar eu am făcut an de an, mergeam la grădinițe, mergeam împreună cu un Moș Crăciun care este senzațional,
dar acum nu știu cum o să mai facem. Și am stat împreună și am schițat pe, cum e, ca atunci când pleci din garaj, da, am schițat pe un șervețel, uite, hai să vedem cam cum ar arăta o astfel de idee. Și din punctul nostru de vedere a fost, haideți să ne punem la bătaie acest marketplace pe care noi l-am făcut, ca să, pentru că l-avem făcut, adică suntem oameni de IT, nu ne-ar lua foarte mult timp ca să trecem în online un proiect, și asta este cuvântul de bază, și haideți să vedem cum arată. Am început și am făcut schița proiectului, am avut mare noroc că Moș Crăciun este un Moș Crăciun extraordinar, deci cu tot ce înseamnă Moș Crăciun, de la barbă naturală, elemente psihologice, tot. Și vreau să spun în felul următor, am plecat cu proiectul în decembrie, la începutul lui decembrie, și am făcut un calcul undeva prin 25-26 decembrie, când s-a încheiat, de fapt. Da. Îți spun prima și mă lua sigura pe dinainte, pentru că am încercat să mergem și pe ritul vechi ulterior. Drăguț! Într-o lună de zile am pus la bătaie tot ce înseamnă competențele, tot. Marea parte din competențele noastre. Proiectul a plecat și nu a fost gândit cu mult înainte, ceea ce nu ne-a permis ca să avem o gândire. N-a avut o campanie, n-a avut o planificare foarte detaliată. Din mers totul. Într-o lună de zile am avut, plecând de la zero, pagina de Facebook, comunitățile pe care le-am creat. Într-o lună de zile, haideți să ne gândim puțin, au fost undeva la 20.000 de urmăritori pe Facebook, 20.000, deci creștere de la zero, natural, da, 100.000. Am avut în fiecare seară Moș Crăciun, spunea o poveste de un sfert de oră, 20 de minute, în care am avut și peste 200.000 de vizualizări pe aceste povești. 200.000. Organic. Da? Organic. Da? Am avut comenzi, pentru că ne-a interesat să mergem spre comercial, ca Moș Crăciun să intre în legătură cu copiii online prin Zoom, am permis și noi, și să discute cu ei un sfert de oră. A fost extraordinar, deci simțeam emoția din vocea copiilor care abia așteptau să ia legătura cu Moș Crăciun. Plus, vorba, ne-au început să ne ia la... să ne vadă media, am avut expunere și pe TV. Deci a fost într-adevăr un proiect care l-am simțit de impact. La nivel de interese, deci trecând un astfel de proiect, chiar zilele trecute ne uitam la, cred că, 2 milioane și ceva de interese pe această idee de Moș Crăciun, ca să se conecteze cu noi și să le putem difuza informațiile, să le livrăm informația. Deci, din punctul nostru de vedere, a fost un proiect nu neapărat bănos, că nu ne-am propus asta, apropo de obiective. Nu a fost principalul obiectiv, haideți să începem să câștigăm. Nu, haideți să ne maturizăm platformele tehnice pe care le avem și, în al doilea rând, haideți să-l trecem pe Moș Crăciun, care, vorba aceea, simțim momentul, trebuie să-l trecem în online. Una peste alta, așa cum s-au desfășurat lucrurile, aproape că n-am făcut față la comenzile pe care le-am avut, nu mai aveam timp fizic ca să poată vorbi cu foarte mulți copii. Evident că ne-au dat idei pentru anii următori, dar a fost un tip de proiect de impact în care am crescut de la zero. Atenție, la 20.000, bine, poate pentru alții care au altfel de produse și sunt virale, nu înseamnă mare lucru. Am văzut multe astfel de proiecte și nu sunt atât de... Nu ajung așa ușor. Nu e ușor să ajungi de la 0 la 20.000 într-un mod organic, să ajungi la 200.000 de vizualizări, iarăși pe un proiect de la 0 plecat, nu e deloc puțin lucru. Și asta pune bazele, de fapt, unui proiect care, dacă a fost un heirup de noiembrie-decembrie pentru anul acesta, pentru anul următor presupun că o să fie mult mai gândit și o să aibă deployment mai... Trebuie să ne adaptăm. Poate că nu e momentul. Acum a fost momentul. A fost un moment propice. Poate că asta ce spus. Mi-a plăcut foarte mult pentru că a ținut cont foarte mult de contextul social, de un insight de consumator cu copii, de copii important, și că n-a venit să rezolve o problemă. Cred că a fost nevoie de el. A fost nevoie.
te rog să mă crezi că ne-au venit atât de multe idei în momentul în care am făcut, și asta este cel mai important ca experiența unei firme. A venit atât de multe idei pe care să le avem, inclusiv în a folosi actori care au, asta este abilitatea lor și știu ce să facă, să folosești vocea lor, să folosești abilitățile lor psihologice sau modul în care se exprimă, pe care eu nu le am și e greu să le ai, dar să le pui cumva astfel încât să rezolvi o situație, da? Poți să faci o dedicație frumoasă prietenei sau soției și multe altele pe care putem să le aducem. Însă ce ne-a dat, iar la fel un semnal extrem de puternic, este că această platformă pe care am creat-o, acum o ducem, apropo de asta, către zona, din nou către zona de ferme, adică să încercăm să creăm acest liant între producătorii care sunt la marginea orașelor și nu pot să-și vândă așa de bine marfa sau e greu să-și o vândă, să se ducă direct acasă. E un trend în afară care funcționează. La fel de bine ar trebui să funcționeze și la noi. Da. Asta apropo de noi direcții de business. Și într-adevăr, și în timpul pandemiei au fost anumiți oameni din această piață care au încercat să se adapteze și au încercat să facă și genul ăsta de servicii. Și probabil că va crește din ce în ce mai mult. Adică deși mă uitam pe niște date ale firmelor de livrări, nu o să dau nume, dar mă uitam în general pe datele lor financiare și încă modelul de business nu e grozav, pentru că marjele sunt, adică ele nu sunt pe profit încă, nu s-a găsit echilibrul ăla perfect între interesul consumatorului, interesul partenerului care livrează de fapt marfa, care produce marfa sau produce orice, de la mâncare la orice tip de așa, și sistemul acesta de livrare rapidă. Nu mă refer la curierat, mă refer la firmele de livrare rapidă. Adică citeam că sunt în state o companie destul de mare și este pe minus, inclusiv Uber Eats era pe minus. Și mai era o companie tot așa, Dashdoor sau DoorDash, care e la fel un sistem de livrare rapid, erau pe mâncare și ei nu scot încă profit. Și atunci aici mai e de optimizat, dar sunt convins că viitorul va fi unul acesta, deși sper să nu ajungem să stăm numai, să avem totul așa livrat acasă și să nu mai mergem și noi până în parcare, să găsim un loc de parcare undeva. Ceva hibrid. Ceva hibrid ar trebui, da. Nu, okay. Fiecare poate să adapteze. Eu am văzut în ultima vreme, fie că sunt intermediari în procesul de livrare, fie că în alte țări au ceva mai mult gândit pe partea aceasta de implicare, să dea de mâncare cumva și altora care pot să participe în procesul de livrare, și mai mult decât atât, tehnologia la fel că te ajută. Crezi că toată automatizarea asta o să ne permită și toate trendurile care acum au ca scop, în esență, a analiza big data și a ne face viața mai ușoară atât consumatorilor cât și antreprenorilor și de parte și de alta. Chiar dacă e nou, e mai greu de înțeles, poate în momentul ăsta, cu siguranță scopul lor ăsta e. Crezi că ne va elibera mai mult timp ca modelele de business la nivel social, societar, să înceapă să capete o valență mult mai socială? Crezi că asta va duce la o conectivitate mai mare între interesele de business și interesele fiecărui consumator în parte? E greu n-a spune, pentru că uite-te ce înseamnă să te muți numai către calea digitală a copiilor cu școala și se pierd alte valențe ale acestui e-learning, să spun așa. Dar asta consumatori... a fost o forțare. Bun. Adică noi în anul trecut practic am sărit niște mulți ani. Da, corect. Corect. Pe de altă parte, nici nu putem să neglijăm că lucrurile astea se întâmplă, iar în afară, unde mai avem și noi relații cu partenerii noștri, vedem atât de multe proiecte cu spețe și cu scenarii care, într-adevăr, tu spui acum că sunt SF-uri, dar pe de altă parte sunt atât de bine conturate în viața oamenilor de zi cu zi, încât, cum spui tu, mai rămâne sau îți mănâncă mai mult timp, îți oferă mai mult timp să îți-l dedici în altă parte. Da,
Da, ți-l oferă și mie mi se pare foarte bine asta și ar trebui să miște în această direcție. Acum uite-te și tu că și în casă la tine, în momentul în care nu ai tot felul de instrumente care să te ajute, poate în bucătărie sau în altă parte, cât îți timp îți ia ca să faci anumite lucruri? Dar dacă le ai, cât de mult îți degrevează lucrurile? La fel și aici. Da, dacă le ai, cât durează 2 zile până o instalezi și o setezi, știi? Setarea e grea și instalarea. După aia lucrurile sunt ușoare. Lasă, cu binele te obișnuiești repede. O să pui în față o tabletă, o să fie un video marketing de produs în care îți explică exact cum se face lucrul și o să fie simplu. Uite, apropo de conținut de video marketing de produs, deja manualele de utilizator a multor device-uri pe care le cumperi nu mai sunt acele 7 limbi, știi? Cele 7 limbi puse într-un clasor așa și așa, se duci la nu știu ce pagină, ci este un QR code, l-ai scanat, ai intrat în YouTube sau în o altă platformă proprie și vezi tot ce ai nevoie. Hai să închidem, este a doua emisiune de pe anul acesta, dar și pentru că suntem încă în ianuarie, hai să închidem cu o părere. Cum vezi 2021? Îl vezi optimist? Îl vezi o creștere? Vezi o explozie pe tendințe noi? Sau crezi că lucrurile tot așa vor, nu că vor stagna, dar oamenii vor sta cumva în expectativă? După evoluția din 2020, eu văd că 2021 deja și-au mai fundamentat anumite lucruri cum să gândească mai bine în 2021. Cuvintele de bază, așa cum spuneam, sunt online și digitalizare, le văd deja prezente inclusiv pe plan politic ca să le poată împinge, că și asta este un element important, ceea ce să te ajute cumva să iei decizii mai rapid. Fondurile europene, la fel, care să-ți mai dea un sprijin, să poți pune mâna pe o tehnologie mai avansată sau mai cât de cât să te ajute, este la fel de important și cred că toate lucrurile astea nu fac decât să ne ducă într-o direcție mai bună. Mai mult ca sigur, vine mai, vine iunie, o să se rezolve și cu partea de Horeca, o să înceapă și călătoriile să fie mai multe, dar pe de altă parte un ochi aproape garantez că va rămâne în continuare pe online și nu neapărat frica, dar poate teama asta că dacă se mai întâmplă ceva, eu nu o să fiu pregătit și să fiu cu un plan B. Da, pentru că la finalul zilei oamenii anul acesta s-au împărțit în câteva categorii. Ce bine că am făcut, că am avut online, ce bine ar fi fost dacă aș fi făcut online și înainte. Și nu pot să cred, a treia categorie pe care, să știi că e destul de măricică, n-aș fi crezut niciodată că pot să fac treaba asta online. Corect, asta simțim și noi. Alea sunt cele trei categorii. Și apropo de 2021, mi se pare că pentru cei care au reușit să rămână deasupra apei, cu cine vorbesc are așa un feeling de, băi, dacă nu ne-au doborât anul trecut, nu știu ce ne-au putea doborât. Adică anul trecut s-a întâmplat un lucru negândit, de neimaginat, n-aveai cum să-l planifici. Dacă acel lucru nu ne-a distrus și ne-a reușit cumva să ne adaptăm, nu văd ce s-ar putea întâmpla, un asteroid și ne rezolvă puteți. Dar altfel, anul viitor și toată lumea începe să își face planurile, e și ianuarie, toată lumea își face planuri în ianuarie, dar toată lumea începe să-și facă planuri, incluzând, exact cum spui și tu, incluzând foarte mult și dând foarte multă atenție și tot acestui domeniu care este marketing online, cu cât mai multe componente, de fapt. Și pe social media, și pe Google, și în YouTube, și în site-urile proprii, că și acolo e o discuție întreagă, și în... Nici n-am mai apucat să vorbim, și că mai vorbeam 2 ore despre ce înseamnă rețele de afilieri, despre ce înseamnă affiliate marketing și așa mai departe, care e cu totul altă nebunie și mă rog. 2008-2010, să știi că a fost tot un an al provocărilor, așa cum este și ăsta, iar pentru un antreprenor, în momentul în care trece de primii 3-5 ani, se poate considera că în jungla aceasta a afacerilor a supraviețuit și poate să meargă mai departe. Deci, cu alte cuvinte, fiecare an și fiecare provocare, dacă treci bine peste ea, nu face decât să te întărească și să-ți dea aripi pentru a face și alte lucruri. Minunat! Mulțumim frumos, Aliniță, că ai trecut pe la noi.
și ne auzim săptămâna viitoare la o nouă ediție de Pitch to Nana. Seară bună! Coaster, baby.